Domnule Reznic, după o deplasare iarăși foarte grea, lungă, la Craiova, urmează un meci la fel de greu cu Sepsi, una din revelațiile acestui sezon. Da, noi am ajuns aseară, am făcut un mic decrasaj, ne-am bazat mai mult pe refacere. Astăzi, la fel, am intrat în cantonament dimineață și acum mare lucru nu pot să facă, cât avem 35 de ore de la meci. Suntem preocupați ca să refacem jucătorii. Ce mă bucură că nu avem probleme de sănătate și asta e un lucru bun. A venit și grădinarul care el s-a antrenat și ap de joc, deci va fi în lot pentru meciul de mâine. Legat de Sepsi, după părerea mea, e o echipă foarte bine organizată, echilibrată din toate punctele de vedere, cu jucători cu calitate, o echipă completă care când are minge atacă, când pierde mingea se apără și de aia rezultatele care au apărut nu sunt întâmplătoare. Au și un antrenor care ține foarte mult la disciplina și așa trebuie lucrat cu jucătorii și cu jucătorii în special în România. Sigur că și ei au nevoie de puncte, dar noi avem nevoie de puncte mai mult decât ei. Ținând cont de situația din clasament, suntem foarte apropiați acolo în lupta pentru locul 5 și 6. De aia la noi orice punct contează. Nu ați pierdut în acest an... Jocul a fost mereu unul bun, însă este nevoie și de mai multe puncte pentru a lupta cu șansele. Da, poate nevoie de mai mult tupeu, de mai mult risc, trebuie să îl asumăm. Sigur că am făcut și meciuri bune, la ultimul meci nu aveam cum să fiu mulțumit de prima repriză, pentru că prima repriză a fost o repriză slabă. Nu știu, nu e vorba de teamă, dar poate am intrat prea încrezător după meciul bun făcut cu Steaua. Și mă bucur că repriza a doua și în urma schimbărilor, jocul nostru a fost mult mai consistent și chiar puteam să și câștigăm. Ați pierdut zilele acestea un jucător foarte important în defensivă, dar ați câștigat unul la mijlocul terenului. Trebuie așa din mers să găsiți noi soluții? Da, și soluția. Știam, în momentul când am semnat aici, știam care e politica clubului. Eu, asta nu e numai de acum. Sigur, când ai oportunitatea ca să vinzi un jucător, mai ales în perioada asta, trebuie să o faci. E vorba de un apărător care, într-adevăr, are calitate. Avem soluții în Academie și mai mult ca sigur ne gândim să mai aducem încă un fundaș central în zilele următoare.